Doamnelor și domnilor, începe spectacolul serii. La Etno TV punem Ramasag pe folclor în fiecare seară. Urmează momente de neuitat alături de inegalabilul Georgel Nucă. Dragi telespectatori, bine v-am regăsit! Vă spun din tot sufletul că sunt tare bucuros pentru că în această seară sunt alături de familia minunată, familia mea, familia dumneavoastră, această familie care reușește de fiecare dată să aducă bucurie în sufletele noastre ale tuturor. Familia Taraful Victor Florea. Oameni care reușesc să aducă numai lucruri frumoase și să aducă bună dispoziție în inimile noastre. Așadar, maestre, bine ne-am reîntâlnit, bună seara și... Bună seara, Georgel! Sunteți înconjurat. Bună seara, familia! Bună seara, familia! Georgel, ne bucurăm foarte mult că suntem împreună și dăm voie să-mi prezint familia. Păi vă rog! Încep cu un băiat excepțional la acordeon. Un nou colaborator al nostru, este vorba despre Daniel Constantin. Un băiat de excepție, un acordeonist super, super ok. Turturica Iulian, la țambal. El e cunoscut la Etno, el e vechi în familia noastră. Cristian Carabulea, la vioară. La fel, un băiat de nota 10. Neluțu, care este veteranul nostru. Poiu, Neluțu cu clarinetul. George, fiul meu, la clape. Soliștii noștri, colaboratori și tot familia noastră, tot din familie face parte ei, fac parte Bianca Crenganiș și Leonard Petcu. Da, eu am spus că sunteți o familie, dar sunteți și familia noastră. Am văzut că de multe ori mergeți la evenimente și faceți lucruri frumoase. Nu de mult timp, acum câteva zile, prin Buzău, nu știu, prin zona asta ați fost. Am fost la Pietroasele, mai exact. Un eveniment foarte frumos, foarte reușit. Lumea au dansat, s-au distrat, au simțit bine cu toții. A fost păi vă dați seama că după atâta stat în casă, dornici de dans. Când au simțit muzica asta, au sărit. Și dacă îmi dai voie, dacă tot am ajuns la evenimente, vreau să dedicăm noi, familia Tarafului meu, vreau să dedicăm această emisiune unui bun prieten de-al meu, Cătălin Cosmin Murgoci, familia Murgoci, și vreau să-l salut pe această cale, și pe el și pe frumoasa lui soție, Silvia, și bineînțeles pe prințișorul lor, pe Achille. Iar pe 18 suntem la petrecere la ei, la eveniment. Să fiți sănătoși, să faceți, așa cum spuneam, lucruri frumoase pentru sufletele oamenilor. Dragii mei prieteni, în această seară ne puteți suna la numărul de telefon 1208. Puteți intra în legătură directă cu noi, puteți face dedicații pentru cei dragi și le puteți cere invitațiilor mei din această seară cântecele pe care le doriți dumneavoastră, pentru că Leonard Petcu și Bianca Crenganiș sunt pregătiți așa să vă dăruiască melodii frumoase alături de Taraful Victor Florea. Nu uitați, 1208 este numărul de telefon la care aștept să ne sunați și să intrați în direct cu noi. Astăzi, băiețelul meu drag și scump, Irinel, împlinește frumoasa vârstă de 14 anișori. Încă o dată îi spunem și la mulți ani și din partea noastră. La mulți ani din partea noastră. Vă mulțumesc din suflet. Da, am un flăcău, dita mai flăcău. Să trăiască, să fie sănătos, toți copiii să trăiască, toată lumea să trăiască și aceste urări de bine, de sănătate, de fericire vin și din partea mamei lui, din partea Emmei, din partea bunicii Titiana, și îi mulțumesc din tot sufletul bunicii Titiana pentru că ea a avut întotdeauna grijă de Irinel, așa cum a avut și mama lui Emma. Îl salut și pe moșu, și moșu îi spune, moșu Mitu îi spune la mulți ani lui Irinel, dar și nașii Claudia și Mircea Fiț din localitatea Zorani, județul Timiș, și bunica Lili din Voicești de Vâlcea îi spune la mulți ani. Te pup, Irinelul meu drag, frumos să trăiești și să te uiți mai des la emisiunile noastre, să iubești mai mult muzica populară, să lași fotbalul. Da, eu mi-aș dori să îmbrățișeze, să zic așa, cântecul ăsta popular, dar acum ține numai de el. Să știți că în această seară Leonard Petcu a venit cu cântece frumoase, dar și cu multe dedicații. Bună seara, Leo! Bună seara, Georgel! Bună seara întregii echipe de aici de la Etno TV, bună seara producătoarei voastre scumpe și dragi nouă, Magda Man, alături de Mari Nicolae. Vreau să dedic cântecul Pupă Poiu, Pupă Bine, special pentru Magda Man și pentru Mari Nicolae. Așa. Dăm voie pentru că am văzut astăzi postarea cu băiețelul tău pe Facebook, dar n-am dorit să mă alătur așa cu mesaj acolo, pentru că, uite, am ocazia acum să fiu alături de tine și să-ți transmit personal cele mai calde urări de sănătate, de la mulți ani, să-i dea Dumnezeu sănătate, un drum frumos, să ajungă la fel ca și tine, să fii așa cum ești tu, un om iubit și apreciat de oameni pentru ceea ce faci și numai bine, alături de familia lor. Mulțumesc, mulțumesc din suflet pentru aceste cuvinte frumoase, Leo. Și mulțumesc din suflet tarafului Victor Florea pentru invitația din această seară. Alături de noi, iată, după o absență bună, Bianca revine aici la Etno TV, alături de taraful Victor Florea. În vacanță. Păi da, a fost în vacanță. Mai în vacanță. A fost cu școala, a trebuit să-și finalizeze și studiile, dar acum că a mai terminat din treburi, iată că este din nou alături de dumneavoastră și alături de noi. Bine ai venit! Bună seara, Georgel! Eu mă bucur să fac parte din familia Etno TV. Mi-a fost foarte dor de echipa Etno TV, să cânt alături de taraful meu, taraful Victor Florea. Și de tine mi-a fost foarte dor și de telespectatori pe care îi salut și așteptăm să ne urmărească. Și vreau să le fac și eu dedicație părinților mei pe care îi salut și îi iubesc din tot sufletul meu. Îi salutăm și pe părinții tăi. O salutăm și pe Ane Maria, nu este în această seară, că este plecată peste mări și peste țări. Am văzut-o la plajă. În vacanță, da. Unde e? În ce țară e, mă? În Honolulu. Aia, bravo, Ane. Solistele mele sunt plecate în vacanță tot timpul. Când e una, când e alta. O duc bine lângă taraful Victor Florea și din când în când mai au nevoie și de câte o mică vacanță. Dar telespectatorii au acum nevoie de cântecele dumneavoastră. Pentru început, doamnelor și domnilor, maestru Victor Florea împreună cu băieții sunt așa cu sufletul pentru dumneavoastră și vă oferă o piesă deosebită. Ascultați-i! Felicitări, felicitări, maestre, pentru această suită instrumentală. 1208 este numărul de telefon la care aștept, dragi prieteni, să ne sunați și să intrați în legătură directă cu noi. Colegii din regia de emisie au stabilit legătura cu un prim telespectator. Ia să auzim cine este și de unde ne-a sunat. Alo, bună seara! Alo? Alo, bună seara! Da, a plecat telespectatorul. Ca să vină telespectatorii alături de noi, Leo, am să te rog să mergi către scenă. Cu mare drag. Pentru că pupă puiul, pupă bine. Asta ne spune prin cântec Leonard Petcu. V-am spus eu că este un om foarte, foarte talentat. Este prietenul emisiunilor noastre și este preferatul dumneavoastră. Mă bucur să văd că acest tânăr este apreciat de dumneavoastră și are de ce să fie apreciat, pentru că are un repertoriu foarte frumos, are cântece care ajung la sufletele noastre ale tuturor. Am să-l rog pe Leonard Petcu să spună el bună seara. Alo, bună seara! Bună seara! Sărut mâna, sărut mâna! Bună seara, bună seara! Bună seara, doamnă, bine ați venit! De unde ne sunați? Din Vâlcea sunt, o femeie bătrână! Să fiți sănătoasă! Vă urez multă, multă sănătate la băiețelul dumneavoastră și dumneavoastră. Mulțumesc. Să faceți emisiuni frumoase, vă urmăresc în fiecare seară. Vă mulțumesc din suflet, doamnă. Pentru mine este o bucurie să văd că oamenii iubesc muzica populară și că urmăresc emisiunile televiziunii noastre. Multă, multă sănătate vă urez dumneavoastră și băiețelului și vă urmăresc în fiecare seară. Vă iubesc foarte mult. Sunt o femeie bătrână. Să fiți sănătoasă și vă mulțumesc frumos că sunteți alături de noi. Toate cântecele din această seară vor fi cu dedicație specială pentru dumneavoastră. Bine, vă iubesc foarte mult. Mulțumesc, să rămână, mulțumim frumos. Doamnelor și domnilor, cântă Leonard Petcu! Că nu e păcat, ia uzuna, dar nu-l muși pe lălalt, ia uzo. Pupă puiul, pupă bine, uite, uite, uite așa, că nu pupă pe oricine, uite, uite așa. Mă pupă numai pe mine, uite, uite, uite așa, că eu nu-mi o spui la lume, uite, uite așa. Eu nu sunt mai prejos, ia uzuna, eu pup și eu cu folos, ia uzo. Pupă puiul, pupă bine, uite, uite, uite așa, că nu pupă pe oricine, uite, uite așa. Mă pupă numai pe mine, uite, uite, uite așa, că eu nu-mi o spui la lume, uite, uite așa. Puișor, ia uzuna, și nu mă lăsa cu dor, ia uzo. Că-am prins drag și să nu mor, ia uzuna, de dulceața buzelor, ia uzo. Pupă puiul, pupă bine, uite, uite, uite așa, că nu pupă pe oricine, uite, uite așa. Mă pupă numai pe mine, uite, uite, uite așa, că eu nu-mi o spui la lume, uite, uite așa. La garigărita, ta, ta, la garigărita. Da, o piesă frumoasă, o piesă care a ajuns deja la sufletele telespectatorilor noștri și este o piesă iubită și de noi, de cei de aici, de la Etno TV. Mă bucur din suflet, în special Magda Man, Draga noastră Magda apreciază această melodie și mă bucur tare mult. Da, da. Cu dedicație, Magda. Foarte, foarte mulți români. Uite, am primit un mesaj din partea doamnei Ecaterina Radu din localitatea Valea Cărugărească, județul Prahova, și îmi spune: mă, da, frumos mai cântă băiatul ăsta și este și frumos. Mulțumesc din suflet, mulțumesc din tot sufletul. Sărutări de mâini, scumpă doamnă. Da, doamna Ecaterina Radu mâine pleacă în turneu, nu știu în ce țară pleacă. Și nu ne ia și pe noi? Nu ne ia, se duce acolo la grătare, doamna Ecaterina. Doamna Cati, vă merge bine mâine, poi mâine, cred că vă mai întoarceți marți, miercuri acasă, nu știu. Aveți grijă cu meniu, salată, v-am spus, salată, apă plată și cam atât. Da? Și nu uitați de peștele ăla, de cele 5 kg, că eu tot le aștept pe cele 5 kg de pește să merg să fac un grătar la maestru acasă, că are o curte frumoasă. Fiul dumnealui, George, și-a cumpărat teren, nu știu pe unde, prin Prahova, Vâlcea. Și-a luat insule. Da. Vorbim și despre insulă, vorbim și despre ce și-a cumpărat George Florea, dar după ce mai stăm de vorbă cu un telespectator, dacă ne sună oamenii. Alo, bună seara! Bună seara! Sărând mâna, vă ascultăm! Să știți că Leonard Petcu este un fan foarte iubit, foarte îndrăgit de copiii mei. Sărut, mă, ne-am mulțumesc din suflet. Și am și eu o vârstă de 25 de ani și am 5 copii și aș da o dedicație pentru copilații mei și pentru... Cu mare drag, să știți că am pregătit un cântec de copii și vi-l dedic din tot sufletul. Să știi că vă iubesc, vă doresc toată bine. Mulțumesc la fel. Doamne ajută, sănătate. Mulțumim frumos, doamnă, pentru intervenție. O seară bună, o seară minunată alături de noi și vă aștept în continuare, dragi prieteni, la 1208. George Florea, ia zi, cum e cu insulele, cu insulele? Insula, cu terenul. Că noi când am vorbit data trecută, ai zis că ești prin Prahova, că îți cumperi nu știu câte sute de mii de metri de teren. În Buzău. Gata? Ai rezolvat? Limită cu Prahova, într-adevăr. Și ai rezolvat? Gata? Am rezolvat, da. Bravo! Ai zis că îmi caut și mie ceva pe acolo. Și-a luat 3.000 de metri, nu? Păi, am căutat, am vorbit, acum așteptăm să vedem. Și să vii să vezi dacă îți place. Doar o casă de vacanță, adică nu te muți... Nu, casă de vacanță. Aha. Pentru mine și pentru prietenii mei. Deci merge acum unde să merg în vacanță. Exact, exact. Eu i-am sugerat să facă acolo piscină, să facă tot ce trebuie, adică să fie un loc din ăsta de agrement. Doamne ajută, poate pe viitor, nu se știe. Lasă să-ți ajute Dumnezeu să realizezi tot ce ți-ai propus, pentru că meriți, ai muncit, ești un om extraordinar și dacă faci o piscină, să ne inviți și pe noi. Să o inaugurăm. Cu mare drag, cu mare drag. Să știi că pentru tine am ceva special în această seară. O scrisoare? Nu, nu am o scrisoare. În schimb, am o ea. Este vorba despre o ea. Dacă vrei să-ți fac cunoștință cu ea, zi-mi. Dacă nu ai problemă. Publicitate, nu? Asta este. Ia-o că este a ta. Publicitate. Pauză. Și revenim. Dragi prieteni, 1208 este numărul nostru de telefon și aștept să ne sunați, să intrați în legătură directă cu noi. Mai avem pe cineva pe fir și așteaptă cam de mult, dorește să ne vorbească ea, să auzim. Alo, bună seara! Alo? Alo, bună seara, domnul Georgel! Bună seara, stimată doamnă! Bună seara, domnul Georgel! Bună seara! Să vă trăiască băiatul! Mulțumesc! Sunt doamna Cati, fata care v-am trimis scrisori. Doamna Cati, care mi-a trimis scrisori. Da. Da, doamna Cati. Poate mă rezolva și pe mine cu ce v-am rugat. Asta, da, știu că mi-ați trimis scrisori. Știu care este rugămintea dumneavoastră, dar nu uitați că am stat în casă atâtea luni. Și când voi ieși la iarbă verde, atunci încercăm să rezolvăm problema, da? Așa. Și vreau și eu o melodie de mamă, cântată de domnul ăla, da, cânta Puiu, Puiu, nu știu cum. Leonard Petcu va cânta în această seară și considerați că toate piesele sunt pentru dumneavoastră. Vă doresc o seară bună și să vă trăiască băiatul. Vă mulțumesc frumos, sărut mâna, la revedere. Dragii mei, ia fiți atenți. 17 ani de la cununie, 3 ani de la nuntă și botezul lui Nicolas. Semnează colega noastră, redactorul emisiunii, Mari Nicolae și soțul ei, Cosmin. La mulți ani, să fiți sănătoși, să aveți parte de tot ce este mai bun, să vă trăiască puișorul și să vă iubiți toată viața voastră. Sunteți oameni minunați. Doamnelor și domnilor, 1208 este numărul de telefon la care aștept să ne sunați și să intrați în direct cu noi. Vă reamintesc că ieri a fost ziua colegului nostru, Radu Tănăsescu. L-am băgat în emisie aseară, l-au văzut toate mândrele și acum el face casting. Îi doresc din tot sufletul mult succes lui Radu Tănăsescu. Vezi ce impact au emisiile noastre? Păi, dacă au impact atât de mare emisiile noastre, cântecele voastre întotdeauna au un impact extraordinar la publicul din fața micului ecran. Și dăm voie, Georgel, să mulțumesc încă o dată tarafului Victor Florea pentru ocazia pe care ne-o dă nouă, tinerilor și tuturor soliștilor care venim aici la Etno TV și avem ocazia să cântăm live alături de dumneavoastră. Mulțumim frumos! Cu mare drag, Leonard și Bianca și toți soliștii tineri. Avem o generație tânără foarte, foarte bună. Da, tinerii sunt foarte talentați, dar și telespectatorii noștri sunt mari consumatori de cântec popular. Mai spunem încă o dată bună seara. Alo? Bună seara! Bună seara! Sunt mămica care a revenit mai înainte cu telefonul cu 5 copii. Aș vrea să întreb pe domnul Leonard dacă poate. Soțul meu este... El lucrează în domeniu cu ferăria, dar are o pasiune pentru muzică foarte mare. Dacă se poate să învețe și el să meargă mai departe, că își doresc... Doamnă, stați puțin că m-ați băgat în ceață. Eu n-am înțeles. Deci domnul are talent. Care domn? Soțul are talent, da? Da, are un talent. Îi place de domnul Leonard. Și vreți să-i fie profesor Leonard Petcu, da? Da, da, și aș vrea să e legătura cu soțul, dacă se poate, noi avem o stare mai... Sigur că da, mă găsiți pe Facebook, puteți să-mi dați cerere de prietenie dacă aveți Facebook și vorbim acolo. Da, cum vă zice? Leonard Petcu, mă găsiți pe Facebook, oficial. Bine, atunci o să fie soțul Leonard din Tilă. Am înțeles. Deci tot Leonard se numește și soțul. Da, da. Bine, doamnă, vă mulțumim frumos că ne-ați sunat. Mă bucur mult de tot că vă plac cântecele invitațiilor mei și dacă soțul dumneavoastră are talent, cu siguranță Leonard Petcu îl ajută. Să știi că la mine au apelat foarte mulți tineri și întotdeauna când se întâmplă să apeleze cât un tânăr, întotdeauna îi întind o mână de ajutor, îi dau un sfat frumos, să-l îndrept, îi spun dacă este bine, dacă nu este bine și e o plăcere pentru mine. Uite, și eu îi dau un sfat Biancăi Crenganiș. Și sfatul meu este ăsta, mergi să cânti? Mergi să cânt. Mergi să cânti, Bianca, pentru că ăsta este cel mai bun sfat, să spun așa. Iar pe dumneavoastră, dragii mei prieteni, vă aștept la numărul de telefon 1208. Este o seară specială și să știți că mâine seară de la orele 20 avem o ediție specială a emisiunii Ramasag pe folclor. Livia Argintaru va fi înconjurată de prieteni, de elevi. Este o seară încărcată de cântec, dar și de emoție. Acum Bianca Crenganiș pentru dumneavoastră cei din fața micului ecran. La 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 la, eu mi-am lăsat viața mea, la la invitație specială pentru toți copiii și vreau să mulțumesc pentru urări și finilor mei dragi, Fina Vicența Mare și Finei Andreea, tuturor oamenilor care astăzi m-au sunat sau mi-au trimis mesaje pentru Irinelul meu. Mergem mai departe și stăm de vorbă cu un alt telespectator. Alo, bună seara! Alo! Alo, bună seara! Bună seara, să trăiți! Vă ascultăm! Aș dori și o dedicație specială pentru scumpa mea, pentru Elena și pentru toți prietenii din Copălău. Multă sănătate și din partea noastră pentru cei dragi ai dumneavoastră. Vă mulțumim că ne-ați sunat și toate cântecele din această seară vor fi pentru cei dragi ai dumneavoastră. Vă mulțumesc mult. Nu ne-a spus cum vă numiți dumneavoastră? Constantin. Domnul Constantin, să trăiască, să înflorească, mulțumim încă o dată. Numai bine să aveți, 1208 este numărul de telefon la care aștept, dragi prieteni, să ne sunați și să intrați în legătură directă cu noi. Și dacă astăzi este ziua băiețelului meu, Irinel, împlinește frumoasa vârstă de 14 ani, m-am gândit să cânt o piesă specială pentru el, Am un băiat, n-am 100, așa se numește piesa, și îi dedic din tot sufletul acest cântec lui Irinel și să o salut și pe mama lui, pe Emma, pe bunica Titiana, pe moșul Mitru, pe nașii Claudia și Mircea Fiț, dar și pe bunica Lirii. Așadar, o piesă frumoasă, zic eu, Am un băiat, n-am 100. Fericită lumea mea, el este averea mea, lume, lume, e băiatul lui tata, lumea mea. Ține-l, Doamne, sănătos, lume, lume, pe băiatul meu frumos, lumea mea. El mi-aduce alinare, lume, lume, la necaș și supărare, lumea mea. Mă rog, Doamne, la Tine, lume, lume, să-mi văd băiatul bine, lumea mea. E lumina ochilor, lume, lume, fără el eu simt că mor, lumea mea. Ține-l, Doamne, sănătos, lume, lume, pe băiatul meu frumos, lumea mea. El mi-aduce alinare, lume, lume, la necaș și supărare, lumea mea. Băiatul-i puterea mea, lume, lume, e comoara lui tata, lumea mea. El îmi poartă numele, lume, lume, și lungește zilele, lumea mea. Ține-l, Doamne, sănătos, lume, lume, pe băiatul meu frumos, lumea mea. El mi-aduce alinare, lume, lume, la necaș și supărare, lumea mea. Doamne, când mi-o fi mai greu, lume, lume, mă ajută băiatul meu, lumea mea. Are cine să-mi dea apă, lume, lume, și cine să-mi bată în poartă, lumea mea. Ține-l, Doamne, sănătos, lume, lume, pe băiatul meu frumos, lumea mea. El mi-aduce alinare, lume, lume, la necaș și supărare, lumea mea. Doamne, sănătos, lume, lume, pe băiatul meu frumos, lumea mea. El mi-aduce alinare, lume, lume, la necaș și supărare, lumea mea. Mulțumesc, mulțumesc frumos pentru aplauze. Irinel, astăzi, așa cum v-am spus puțin mai devreme, fiul meu împlinește 14 ani. Nu vine să cred că a împlinit frumoasa vârstă de 14 ani. Dar să știți că eu mă bucur din tot sufletul când telespectatorii sună și își doresc să ne vorbească. Ia să auzim cine ne-a mai sunat. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara, vă ascultăm! Bună seara, domnul Georgel Nucă! Să rămână, doamnă! Domnul Georgel, păi n-aud că se vorbește prea în platou, nu vă aud. Nu, vă rog să dați dumneavoastră televizorul încet, de aceea este delay-ul ăsta, să zic, decalajul ăsta. Ah, trebuie să-l dau, da, da. Da, să dați televizorul încet și să ne auziți doar în receptor. Vă mulțumesc frumos. Da, domnul Georgel Nucă. Domnul Georgel, ne răcoriți sufletul, ne lungiți viața, ne dați puterea dumneavoastră cu emisiunile astea frumoase și în special cu cântecile dumneavoastră și cu glasul ăla frumos de privighetoare. Mulțumesc. Să-i dați drumul la glasul ăla puternic și frumos. Mulțumesc. Domnul pentru Georgel, aprecieri. Am o rugăminte. Vă rog. Am și eu un băiat supărat care soția lui l-a lăsat, a plecat și nu știe pe unde și mă rog. Și vă roagă să-i cântați și lui cântecul ăla Pică ploaia pe fereastră, s-a dus dragostea noastră. Gata, doamna, asta fac. Puțin mai târziu am să interpretez Pică ploaia pe fereastră și va fi cu dedicație specială pentru fiul dumneavoastră. Acum lăsați-o, că dacă... Vă iubim, vă implorăm, vă curăm multă sănătate, multă putere de muncă. Vă ascultăm în fiecare seară. Să trăiți, să fiți sănătoși. Și dumneavoastră să fiți sănătoasă și fiul dumneavoastră. Iar dacă... fata aceea s-a dus, lăsați că îți găsesc și alta, sunt convins, și mai bună, mai bună. Important este să fie sănătos fiul dumneavoastră. Da, și dumneavoastră la fel, sănătate mult. Vă pup și vă iubesc din tot sufletul, sărut mâna. Uite, vedeți, oamenii îți dau putere de a merge mai departe. Oamenii prin aceste cuvinte te încurajează și te fac să nu te oprești la jumătatea drumului. Iar pentru mine toate aceste vorbe înseamnă foarte, foarte mult, mă ambiționează foarte mult, eu chiar mă hrănesc cu aceste cuvinte venite din partea oamenilor. Tuturor vă mulțumesc din toată inima mea și să vă dea Dumnezeu multă sănătate. Aș vrea acum să mergem mai departe, iar în desfășurătorul meu spune așa, deci vorbește desfășurătorul și zice: spune tarafului Victor Florea să nu mai vorbească în timpul emisiunii, că urmează la cântat. Asta scrie aici în desfășurător. Păi dacă urmează taraful Victor Florea la cântat, pregăteam programul. A, da? Asta făceați? Sigur? Sau pregăteați tuciul ăla, dă-l puneți în bătătură acolo cu tot felul de legume, cârnați, mușchi, coaste. Dom'le, când mergem acasă la maestru, sunt mesele pline cu de toate, dar știți cum? Mai coaste, cârnați, mușchi, nu știu de unde ia toate fructele astea, dar sunt convins că le ia de undeva. Toate produsele sunt pentru regim. Da, sunt pentru regim. Ia spuneți dumneavoastră, bună seara, maestre! Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Bună seara! Bună seara! Vă rog să dați televizorul încet și să ne auziți doar în receptor. Ne auziți? Așa, să dați televizorul încet, să ne auziți doar așa, la telefon. Da? Așa, ne auzim perfect acum. Sărut mâna! Bună ziua! Bună ziua! Domnul Georgel Nucă! Da, doamnă, vă ascultăm! Aș dori să te la domnule, de la ministrița, domnul Georgel Nucă! A, o melodie cu mine. Păi, puțin mai târziu am să fac acest lucru. Vă mulțumesc frumos că ne-ați sunat și am să respect dorința dumneavoastră și puțin mai târziu am să interpretez o piesă frumoasă. Dar acum, pentru publicul de acasă, taraful Victor Florea, maestrul, este pregătit, toată lumea cântă doar pentru publicul telespectator, publicul nostru fidel. Cu drag pentru dumneavoastră, maestru Victor Florea și taraful. Thank you. Am revenit, dragi prieteni, și vedeți că dacă sunt îndrăgostit și sunt așa foarte fericit că astăzi fiul meu, Irinel, împlinește frumoasa vârstă de 14 ani, am greșit că Mari Nicolae împlinește 7 ani de la cununie, nu 17, cum am zis eu. Deci 7 ani de la cununie, 3 ani de la nuntă, de la nunta și botezul lui celui mic Nicolas. Așadar, Mari Nicolae și soțul ei au doi copii minunați, doi copii frumoși, deosebiți, și noi le dorim din tot sufletul să fie sănătoși împreună, să fie întotdeauna aproape de aceste emisiuni și să iubească în continuare cântecul popular, pentru că și Mari Nicolae, redactorul emisiunii, este și interpretă de muzică populară și soțul ei, Cosmin. Și felicitări sănătate. Și din partea mea și a tarafului și la mulți ani să vă dea Dumnezeu și tot ce e mai frumos în viață. Mari Nicolae, da, este un om deosebit și am promis că o să fac un duet cu ea. Fată, să ții de cuvânt. Da? Vreau să o scot în lume. Așteptăm la repetiție pe Mari. Mari, te așteptăm la repetiție. Da, până vine Mari la repetiție, vin telespectatorii cu gânduri frumoase, sunt convins, la noi în emisiune. Și mai spunem încă o dată bună seara. Alo! Bună seara! Sărut mâna, bună seara, vă ascultăm! Domnul George. Da, vă ascult! Sunt o bunicuță care vă doresc multă sănătate fiului dumneavoastră, Irinel, care am primit 14 ani. Mulțumesc din suflet! Îi doresc multă sănătate și mult succes la școală mai departe, să ajungă un om mare, să fie mândru de părinții care îi are. Să dea Dumnezeu așa să fie! Și am și eu o dorință, vă rog frumos. Am 3 nepoți, Mihai și Raluca, care au devenit de curând părinți la o fetiță de 2 luni. Să vă trăiască, la mulți ani! Să dea Dumnezeu și a dumneavoastră. Și am și o nepoțică, Gabriela, care a luat cele mai mari note la examenul de evaluare. Felicitări, felicitări! Și acum se pregătește pentru clasa 9, să meargă la școală mai departe. Să dea Dumnezeu ca visul ei să devină realitate și să facă ceea ce și-a propus ea. Și dacă a luat note mari, sunt convins că va intra acolo unde își dorește. Doresc sănătate multe la întreaga familia dumneavoastră, întregii echipe de la Etno TV. Și doresc sănătate la întreg membrii tarafului care ne încântă cu soliștii dumnealor. Vă doresc o seară plăcută în continuare. Vă mulțumim. Vă doresc. Mulțumim din tot sufletul. Să rămână o seară frumoasă și dumneavoastră și să rămâneți alături de noi până la final. Dragii mei telespectatori, vă aștept într-un număr cât mai mare să sunați la 1208 să faceți dedicații pentru cei dragi ai dumneavoastră. Iar acum Leonard Petcu va lăsa mândrele, nu va mai sta pe telefon că tot butonează de o oră și jumătate, semn că este îndrăgostit, că atunci când ești îndrăgostit trebuie să dai răspunsul. Vrei să fiu sincer cu tine? Căutam textul la următorul cântec pe care îl voi cânta live alături de taraful Victor Florea. Este un cântec din repertoriul meu. Deci se întâmplă ca să nu... se întâmplă să mai uităm și noi cântecele noastre. Și pentru că tot au sunat foarte mulți telespectatori și au urat și băiatului tău la mulți ani și la mulți ani tuturor copiilor, așa s-a nimerit și cântecul pe care îl voi cânta eu live, să ți-l dedic ție. Se numește Are tata 2 băieți. Tu ai 1, dar să dea Dumnezeu să mai vină încă 1. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși și să fie bine. Dacă avem un telespectator care dorește să intre în legătură directă cu noi, ne bucurăm foarte mult și spunem bună seara. Alo! Alo, bună seara, domnul Georgiel. Sărut mâna, doamnă. Elena de la Iași, am mai vorbit cu dumneavoastră mai de mult, sigur. Anul trecut. Da, da, vă cunosc. Acum, cu ocazia aniversării fiului dumneavoastră, eu îi doresc multă sănătate și, pentru mine, cu ocazia asta, dau o dedicație peste o săptămână și eu fac o vârstă. La mulți ani, să fiți sănătoasă, să ne trăiți! Îmi dau singură dedicație până îmi dau... Copiii, am și eu copii în Vâlcea, pe acolo, prin zona dumneavoastră. Unde e, în Vâlcea? Da, 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 pe acolo am fost, nu de mult, am fost. Da, Vâlcea este un oraș minunat, foarte frumos. Am vizitat, chiar dacă eu locuiesc aici în Iași, dar am ajuns și pe acolo. Da, să fiți sănătoasă și la mulți ani din partea noastră a tuturor. Toți invitații dumneavoastră îmi sunt dragi. Îmi place foarte mult, mai ales de Leonard, că îl cunosc mai mult de la televizor. În realitate nu, nu a ajuns pe la Iași. Să știți, apropo de Iași, că am ajuns la Iași de foarte multe ori, pentru că de acolo este și mămica mea, Urica Talașca, pe care o salut pe această cale. Și cu siguranță mă urmăresc alătări de întreaga familie. Eu, că la noi muzica populară în casă, zi și noapte. Mă bucur din tot sufletul. Permanent. Multă sănătate la toată lumea. Și emisiuni cât mai frumoase să aveți. Doamne ajută, mulțumim frumos. Vă mulțumim frumos pentru intervenție, o seară minunată. Are tata doi băieți. Cred că a învățat textul în astea 2 minute cât am stat noi de vorbă. N-am apucat să-l promovez foarte mult acest cântec, dar promit că o să-i fac un videoclip. Și dacă nu știi textul, mai bagi la tine. Ei, păi da, sigur că da, nu? Că doar să respecti. Eu, mie îmi place de regulă să respect ceea ce fac. Păi și dacă nu-ți vin versurile, ce zici? Stop, că am uitat. Stop, păi da, sigur. Așa faci? No. Doamne, să nu faci asta, da? Stai liniștit. Dăm voie să o salut și eu pe doamna Alexandra Roca, pentru că ne urmărește. Este o doamnă deosebită, care tot timpul îmi scrie pe Facebook frumos și vreau să le mulțumesc tuturor celor care îmi scriu pe Facebook, pentru că sunt zeci, sute de mesaje pe care le primesc și n-am timp să răspund de fiecare dată tuturor, așa că atunci când am ocazia și sunt la voi în emisiune, vreau să le mulțumesc din toată inima. Să fiți sănătoși. Stați puțin că mă sună. Ia, fiți atenți. Alo? Alo, Georgel? Da, să rămână. Să trăiască băiețelul mami, uite acum am dat pe Etno, că am fost pe afară. Da, vedeți, vedeți că sunteți în direct, mami, da? Multă sănătate și din partea lui Nașa, de la Afumați. Vă pup, să rămână, mulțumesc. Mulțumesc din suflet, vă pup. Bine, vă pup. Bine, mami, pa. Vă pup, să rămână. La noi se uită în aceste momente, doamnelor și domnilor, și Elena Stuparu din Roma, un bun organizator de evenimente folclorice și sunt convins că ne invită toți. Mi-a zis că vrea să te invite și pe tine, Leo. Mulțumesc din tot sufletul, cu mare drag, cu mare drag. Da, o salutăm și pe Angelica Chifor din Spania. Împreună cu Taracu, avem numai oameni minunați alături de noi și pe Giulia Ivan, o altă prietenă de-a mea. Te rog să mergi la locul de cântat și între timp eu îi invit pe telespectatori să ne sune la număr de telefon 1208. Așa că mai spunem încă o dată, bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara, vă ascultăm! Vă doresc multă sănătate și la băiatul dumneavoastră! Vă mulțumesc din suflet, să rămână! Am rugămintea să închideți televizorul, să-l dați încet, cât se poate, de încet. Da, imediat. Da? Gata? Gata. Este bine? Da, acum este perfect. Mai bine de atât nici că se putea. Vă doresc multă sănătate la băiatul dumneavoastră și dumneavoastră multe cât de ce în continuare... numai frumoase. Vă mulțumesc, dar nu ne-a spus cum vă numiți și de unde ne sunați? Suntem din Constanța. Din Constanța. Dobrogeni, am înțeles, da, da. Vă mulțumim frumos și toate cântecele din această seară să fie și pentru dumneavoastră și pentru cei dragi. Am o mamaie lângă mine care Ia spune mamaie și tu. Ia dați-mi eu pe mamaie. Alo, bună seara, mamaie. Alo? Bună seara, mamaie! Bună seara! Sărut mâna, să trăiți! Da. Ce faceți? Bine, uite, stau în pat, cât bolnavă! Îmi pare rău să aud acest lucru. Mă gândesc că muzica populară vă mai alină așa din gândurile dumneavoastră. A zis că sunteți băiatul dintre. Vă iubesc mult ca pe băiatul meu, să vă dea Dumnezeu sănătate la băiat, de la întreagă familie. Vă mulțumesc, din suflet, mamaie. Mulțumesc. Și multe meserii frumoase. Să rămână, vă pup și vă doresc numai bine. Iar pentru dumneavoastră și pentru toți telespectatorii cântă Leonard Petcu alături de taraful Victor Florea. viață, până n-am ținut în brață. Pui de o brază de soare, muguraș firav de floare. Două inimi, două vieți, are tata doi băieți. Bujorii ce se înalță către cer și către viață. Două inimi, două vieți, are mama doi băieți. Lăsării ce se înalță către cer și către viață. Hai, doamnă! Bine, bine! Șataraful! Hai! Pot face un rost, știu că degeaba n-am fost. Două inimi, două vieți, are tata doi băieți. Lăsării ce se înalță către cer și către viață. Două inimi, două vieți, are mama doi băieți. Bujorii ce se înalță către cer și către viață. Haideți! Doi băieți, lăsării ce se înalță către cer și către viață. Două inimi, două vieți, are tata doi băieți, lăsării ce se înalță către cer și către viață. Două inimi, două vieți, are tata doi băieți, bujorii ce se înalță către cer și către viață. Două inimi, două vieți, are mama doi băieți. Bujorii ce se înalță către cer și către viață. Dragi prieteni, și vreau să îi mulțumesc din tot sufletul unui om minunat. Îi mulțumesc domnului primar Ion Bătrânu din localitatea Comișan, județul Dâmbovița, pentru gândurile frumoase. O salut și pe soția dumneavoastră și pe copiii dumneavoastră. Încă o dată vă mulțumesc, domnule primar Ion Bătrânu din comuna Comișan, județul Dâmbovița, pentru absolut tot. Să ne vedem cu bine și să fim sănătoși. Mulțumesc pentru frumosul mesaj. Mai spunem bună seara pentru că un alt om, o altă doamnă, nu știu, vrea să ne vorbească. Ia să auzim. Alo! Bună seara, domnule Georgel Nucă! Un domn, cu respect, să trăiți, vă ascultăm! Sunt poetul popular Dumitru Achicei, din satul Chilii, comuna Valea Ursului, județul Neamț. Sunt un vechi telespectatorii Etno TV, pentru că dacă compun versuri populare, este și normal să iubesc cântecul popular. Un motiv în plus să urmăresc cu multă plăcere emisiunea dumneavoastră Ramasag pe folclor. Mulțumim. Vă mulțumim tuturor invitaților din platou și vreau să dau o dedicație pentru toți consătenii mei cu domnul Georgel Nucă și auzim numai de bine la Etno TV. Să auzim numai de bine, mulțumim pentru aceste vorbe alese. Vă dorim o seară minunată alături de noi și mă bucur că în fața micului ecran sunt iubitori ai cântecului românesc. Vă mulțumesc și în numele artiștilor din această seară, dar și în numele colegilor mei. Să aveți parte de tot ce este mai bun. Bianca, trebuie să mergi în cătaraful Victor Florea. Ce ai pregătit? Următoarea piesă o cântăm pentru toți nașii și toți mirii, cărora l-am cântat împreună cu taraful Victor Florea. Deci este vorba despre Sârba Nașilor, da? Da, Sârba Nașilor. Sârba Nașilor. Te invităm acolo lângă maestru Victor Florea. Iar pe dumneavoastră, dragi prieteni, vă aștept la numărul de telefon 1208. Și până se pregătește Bianca, vreau să vă spun, dragii mei prieteni, că le mulțumesc oamenilor care pun umărul în realizarea emisiunii noastre Rămășa pe folclor. Mulțumim cofetăriei Claus, mulțumim doamnei Adam, mulțumim nea Vasile Cozonac, mulțumim patiseriei Oltina, mulțumim Priceputul pentru produsele tradiționale. Mulțumim salonului Vigmar și doamnei Margareta Mihai. Mulțumim mult de tot complexului turistic Maridor din localitatea Zărnești, județul Brașov, și oamenilor noștri dragi, doamnei Mariana și domnului Dorin Chiriac. Un alt telespectator dorește să ne vorbească. Alo, bună seara! Bună seara! Sărut mâna! Mă numesc Georgianu Florica. Bună seara, doamna Floricica! Din comuna Calvi. Da? Și vreau să vă urez și eu fiul dumneavoastră la mulți ani, multă sănătate. Mulțumesc, mulțumesc mult. Și pentru băiețelul meu, David Andrei. A, să vă trăiască, la mulți ani, să fie sănătos. 48 luni, asta face vârsta de 9 ani. La mulți ani. Și eu vă doresc multă, multă sănătate dumneavoastră, fiului dumneavoastră și la întreaga emisiune Etno TV. Vă mulțumim, vă mulțumim din suflet, doamnă, sărut mâna. Să vă trăiască fiul, să vă bucurați de el. Iar acum, pentru dumneavoastră, un cântec frumos, o piesă de nuntă cu Bianca Crenganiș și taraful Victor Florea. altă piesă frumoasă care sunt convins că a ajuns la sufletele telespectatorilor noștri. Îl salut și pe Neamarnică Căpățână și îi mulțumesc frumos pentru mesaj. Să trăiești, Neamarnică, te aștept la o cafea când vii de acolo din Teleorman. Iar dacă ai venit, mâine să știi că sunt acasă și te aștept cu mare, mare drag. Doamnelor și domnilor, acum am... ales piesa "A s-a dus dragostea noastră", pentru că puțin mai devreme o mamă a cerut această piesă pentru fiul care a fost părăsit. Este un cântec, zic eu, frumos și se potrivește pentru cei care sunt răniți în dragoste. Dar am să interpretez această piesă "A s-a dus dragostea noastră" după ce mai stăm de vorbă cu un alt telespectator. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Mămăiță dragă, te sun, stai să dau televizorul mai încet. Așa, vă rog din suflet. Da, da. Georgel dragă, sunt o telespectatoare care vă urmărește de foarte multe ani, de când ați început voi. Mulțumim din suflet. Da, și doresc din tot sufletul să-ți trăiască băiețelul. Mulțumesc, vă mulțumesc din inimă. Și să știi că eu, marți, împlinesc 89 de ani. La mulți ani! La mulți ani din tot sufletul nostru. Da, da, mama, da. Și vreau și eu melodie cu Leonard Doroftei. Petcu, Leonard Petcu. Dorofteiule! Da. Așa. Imediat va cânta și Leo. Da. Și la mulți ani pentru frumoasa vârstă. Să fiți sănătoasă, să vă dea Dumnezeu numai bine și multă sănătate. Și ție la fel, dragă. Și ție la fel. Vă mulțumim frumos, vă pupăm, vă iubim. La mulți ani, doamna noastră minunată. Da, mă numesc Alecu Maria și sunt din drumul Taberii. Ah, vecină cu noi aici, la amucătură de băți. Vă mulțumim frumos. Da. Vă pupăm. Da, mamaie. Să rămână, mamaie. Să rămână. Vedeți? Sunt în fața micului ecran oameni sinceri, oameni care ne iubesc necondiționat. Sunt oameni care ne dau, domne, curaj, ne dau așa putere. Nu știu, eu am mai spus-o de multe ori. Pentru mine aceste vorbe, și cred că și pentru dumneavoastră, pentru toți, înseamnă sănătate curată aceste cuvinte. Așa este. Dar sănătate curată înseamnă și vorbele lui George Florea pentru mine. Ia să auzim, Georgica. Bună seara, telespectatorii dumneavoastră. Este vecină cu mine și eu stau tot lângă dânsa în drumul Taberei. Și să știți că nu a greșit cu absolut nimic. Leonard Doroftei, campion mondial. Leo este campion mondial în la categoria lui. Da, mulțumesc din suflet. Mulțumesc mult. O luăm ca un compliment, nu ca o greșeală. Da, păi, dar nici nu am pus problema de greșeală. Dar acum mai stăm de vorbă cu un alt telespectator. Ia să auzim. Alo, bună seara! Da, s-a răzgândit probabil telespectatorul nostru. Iar acum, doamnelor și domnilor, acea piesă promisă și cu dedicație specială pentru doamna care ne-a sunat puțin mai devreme. Și piesa să fie pentru fiul dumnei. A s-a dus dragostea noastră. Să-ți fie bine. oameni care-ți vor bine, dar aceia-s oameni răi ce-au băgat ceartă între noi, mă. Rămâi mândră, sănătoasă, că de tine nu mi mai pasă, of, of. Rămâi mândra mea cu bine, nu te mai vreau lângă mine, of, of. Mândră tu nu m-ai crezut când sufletul m-a durut, mă. Dragi telespectatori, și vreau să vă mulțumesc încă o dată tuturor celor care ne urmăriți și celor care mi-ați trimis mii de mesaje pentru băiețelul meu, pentru Irinel. Mulțumesc și părinților mei dragi, părinții mei de suflet, să spun așa, domnului Florin Petruș și mamei Marieta Șerban, alți oameni special pentru inima mea. Îi mulțumesc și domnului profesor universitar emerit dr. Alexandru Mica și soției dumnealui Ioana pentru mesaje și pentru toate gândurile alese. Dragi prieteni, 1208 este numărul de telefon la care aștept să ne sunați și să faceți dedicații pentru cei dragi ai dumneavoastră. Vă reamintesc că în platoul emisiunii noastre sunt oameni speciali, taraful Victor Florea, Leonard Petcu și Bianca Crenganiș. Așadar, un alt telespectator vrea să ne vorbească, este o doamnă și îi spunem bună seara. Sărut mâna! Bună seara, bună seara! Vă ascultăm, sunteți în direct. Cum vă numiți? Neagu Aurica mă numesc. Doamna Aurica, de unde ne sunați? Din Prahova. Din Prahova? Da, vă rog frumos. Și cu ce gânduri pe la noi? Vreau și eu să vorbesc cu domnul Georgel Nucă, dacă are vreo registrare cu doamna Maria Ciobanu. Să știți, la fix ați sunat. Leonard, cu doamna nu am pregătit pentru ediția de astăzi, că n-am știut. Dar Leonard Petcu a pregătit, imediat va interpreta o piesă din repertoriul celebrei artiste Maria Ciobanu. Așa că vă rog să considerați această piesă, că este cu dedicație specială pentru dumneavoastră și pentru cei dragi ai dumneavoastră. Vă mulțumim frumos pentru intervenție. O seară plăcută alături de emisiunea noastră Ramasag pe folclor, cea mai spectaculoasă emisiune de muzică și divertisment. Leo, de ce o piesă din repertoriul? Vreau să vorbim puțin despre piesa asta, na. Pentru că hai, stăteam acum câteva, de fapt eu și cred că nu numai eu, și cu siguranță toată generația de tineri interpreți o avem ca și model pe ciocăria noastră, doamna Maria Ciobanu. Eu am crescut cu cântecele dumneaei și încă și astăzi când simt nevoia să ascult un cântec frumos, un cântec care să mângâie auzul, ascult Maria Ciobanu, ascult Maria Lătărețu, voci pentru care eu am un respect deosebit și voci care pe mine m-au îndrumat foarte, foarte mult să să învăț să cânt din suflet. Adică au fost modele pentru tine, pentru mine, ale cântecului popular. Și ori de câte ori ascult, am mare, mare bucurie. Și am pregătit acum câteva serii, ascultam acest cântec și zic, Doamne, ce frumoasă e piesa asta. Păcat că tinerii, colegii noștri nu se apleacă și către repertoriu. Dar acum, na, fiecare cântă ce vrea și cum dorește. Exact. Omule, bea și petrece. Ascultați ce piesă frumoasă din repertoriul doamnei Maria Ciobanu. M-am gândit să cânt și mă gândeam, o să cânt acum, dacă tot am cântat de veselie, de joc, de voie bună, zic, haide, trebuie să cânt și un cântec de suflet, că pe mine mă caracterizează aceste cântece și chiar le simt așa, într-un anumit fel. Da, eu vreau să le spun telespectatorilor că în pauza de publicitate mai ascultai această piesă, Omule, bea și petrece, și simțeam așa că ești, nu știu, cu gândul dus în altă parte și parcă, nu știu, dus, adică trei piesa asta. Este o piesă mai sensibilă, mai de suflet, acum mai... se mai apleacă oamenii să mai asculte aceste cântece, din păcate. Toată lumea vor țopa, țopa, haida, haida. Dar sunt melodii frumoase, păcate, care ung sufletul omului. Da, sunt melodii atât de frumoase și i-aș îndruma pe toți tinerii care pornesc către acest drum frumos să se aplece, să asculte aceste cântece, să le învețe, să... Adică să asculte și piesele astea de suflet, da? Dar noi trebuie să ascultăm și pe telespectatori, pentru că ei au prioritate și ei sunt sufletul nostru. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm? Eu mă gândeam ce să aud eu. V-ați gândit să? Mircea Lucă aude din Comuna Cârceni. A, bine ați venit! Vă ascultăm! Vă mulțumesc, domnul George Nucă, nu? Da, sunteți în direct cu noi, și cu Leo, și cu Bianca, cu Taraful. Nu v-am înțeles. Instrumentala, domnule, care sunt acolo formația de voastră. Te salută și pe noi. A, că salutați și Taraful Victor Florea, da? Da. A, am înțeles acum, așa. Și pe cine mai salutați? Pentru familia mea, Mițelul Maria, copiii mea. Pentru cumăta mea și pentru dumneavoastră, pentru familia care este acolo. Vă mulțumim frumos pentru urări. Și dumneavoastră la fel, fiți sănătoși. Să fiți sănătoși și dumneavoastră, numai bine. Leo, Omule, bea și petrece, așa se numește piesa. Cu mare drag, da, este o piesă din repertoriul doamnei Maria Ciobanu. Cu drag te invităm acolo la locul de cântat, iar pe dumneavoastră vă aștept, dragi prieteni, mai avem puțin din această emisiune, să ne sunați la numărul de telefon 1208. Mulțumesc și familiei Badea pentru urări și pentru familia Badea acest cântec minunat. Leonard Petcu și Taraful Victor Florea. Și-ți petrece, tu nu vezi că viața trece, se duce tinerețea, ce-i să mai plângi după ea, ce-i să mai plângi după ea, mă. De-aia, omule, m-ascultă, că bătrâneții urâtă, și ca mâine o să te ajungă. Și de o grăi te ferește, că așa am iubit și eu, și m-au vorbit doar de rău, o bătui iar Dumnezeu, mă. Cât ești în viață, ia minte și povață. Cât ești tânăr să-ți petreci, ca să zici mâine nu ești. Și de ce să te căiești, mă? Pe pământ ești călător, frunză scuturată în zbor. Omule, om călător, mă. Pe pământ tânăr cât ești, învață să te petreci. Omule, om călător, mă. De ea, omule, mă ascultă, că bătrâneții urâtă și ca mâine o să te ajungă. Da, o piesă frumoasă, o piesă care a ajuns la sufletele noastre ale tuturor, o interpretare de excepție. Bravo, Leo! Sunt mândru de tine! Mulțumesc din suflet, mulțumesc tare mult și mulțumesc și tarafului, bineînțeles. Păi sigur că da. Cu care am studiat, aseară am repetat. Te-am acompaniat cu tot sufletul, i-am simțit. Le mulțumesc din suflet. Dar să știi că... Da, maestre? Noi așa facem cu fiecare solist. Știu, știu, așa este. Adică noi încercăm să-i ajutăm cât se poate de mult, să fim alături de ei. Așa sunt oamenii cu bun simț, cu caracter și profesioniști. Nu încearcă să încurce pe cineva. Sunteți oameni minunați și de aceea vă iubesc toți telespectatorii noștri. Și un alt telespectator dorește să ne vorbească. Alo, bună seara! Alo, bună seara, domnul Georgel Nucă! Sărut mâna, doamnă, bună seara! Vă salut cu toată stima și respectul. Din localitatea Rociu Argeș, sunt o fană înrăită a emisiunii noastre. Salutare domnului Victor Florea, prieten de suflet. Vă salută și maestru Victor Florea. Da. Sărut mâinile, sărut mâinile. Domnul Victor. Sărut mâinile. Bună seara, domnul Victor, sunt pe fază de fiecare dată. Bună seara, mulțumim din suflet, sărut mâna. Vă urmăresc cu mare drag. Doamnă, iertați-mă că îndrăznesc să vă întreb. Da? Îl cunoașteți personal pe maestru sau pe băieții din taraf sau doar de la televizor? Da, da, îi cunosc personal. Am participat cu nepoțica la o emisiune foarte frumoasă de muzică populară. Nepoțica la Zestrea Neamului? Solistă de muzică populară. Deci a fost la noi la concursul Zestrea Neamului? Da. Ah, deci doamna vă știe de la emisiunea Zestrea Neamului? Da, știu și eu. O cunosc pe doamna și o salut. Un om deosebit cu toată orchestra dumnealui, salutări sincere. Mulțumim din suflet, doamnă scumpă, sărut mâinile. Am sunat să urez domnului Georgel Nucă multă sănătate și un călduros la mulți ani pentru vârsta frumoasă pe care o are astăzi. Mulțumesc din suflet, doamnă. Tot binele din lume vă doresc dumneavoastră, multă sănătate, sunteți minunați. De fiecare dată îmi încălziți inima cu multă, multă bucurie. Sărâna, vă mulțumim frumos, să știți că... Dacă aveți o piesă pentru străinătate, că am un băiat plecat în străinătate și cu pandemia asta n-a mai reușit să vină acasă. Și tare mult îi ducem dorul. Considerați că toate cântecele din această seară sunt pentru fiul dumneavoastră? Dacă nu, nu e o problemă. Și să se întoarcă cu bine acasă. Cu mare drag și sinceritate. Vă pupăm, vă așteptăm cu nepoțica la emisiune la noi. Cu prima ocazie când nepoțica face câte o piesă, va face o piesă, la dumneavoastră în emisiune o să vină să o lanseze. O aștept cu mare drag. Vă mulțumim, vă pupăm și mult succes. Numai bine. Să rămână, să trăiți. Stați că mă sună cineva imediat. Alo? Cu domnul Georgel ar vrea. Da, vă ascult. Domnul Georgel? Da, doamnă. Bună seara. Bună seara. Mulțumesc frumos, doamna Măriuca, am văzut, dar îmi cer mii de scuze că nu pot să răspund că... Sănătate multe pentru copil și pentru dumneavoastră, sunt o fan a dumneavoastră și eu, dar nu pot să vorbesc. Da, mulțumesc. M-auziți, da? Să rămână, vă pop, mulțumesc frumos pentru telefon. Nu pot vorbi la 128 acolo, de asta v-am sunat pe telefonul dumneavoastră. Vă mulțumesc, vă pup, să rămână. Să rămână, numai bine. Vedeți, mă sună telespectatorii și pe telefonul personal și eu le răspund tuturor, că așa este frumos. Dar aici sună, în regie sună, mai spunem încă o dată bună seara. Alo! Alo! Bună seara, vă ascultăm! Bună seara, Georgel Nucă! Bună seara, cu respect, să trăiți, stimate domn! Mă numesc George Nicolae din localitatea Cândești, cu respect, am mai vorbit noi. Da. Așa, în direct, pe telefon. Vă sun cu ocazia zilei de naștere a feciorului dumneavoastră. Vă urez multă sănătate, atât dumneavoastră cât și feciorului și celor care îl cresc și tot binele din lume. Vă mulțumesc din suflet, stimate domn, pentru aceste gânduri minunate. Să trăiți și dumneavoastră, să trăiască și cei dragi ai dumneavoastră. Suntem admiratorii dumneavoastră. Eu sunt prieten cu Ion Lupu, cu Hănescu, cu primarul. Am făcut armata cu ei. Vă mulțumesc frumos pentru urări. Să trăiți sănătate. Sănătate, să trăiți numai bine. Cu mult respect vă salut. Imediat, colegi, stați puțin că mai este... Alo? Alo? Da? Bună ziua. Bună seara, pardon. Bună seara, doamnă. Domnul Georgel? Da, vă ascult. Da. Alo? Da, vă ascult. Bună seara. Bună seara, domnul Georgel. Sunt Viorica din Voluntari. Aaa, să mulțumesc pentru băiețel. Mulțumesc, doamna Viorica. V-am făcut și niște semne de carte. Da, 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 sigur că da. Așa, vă doresc multă sănătate, fericire. Mulțumesc din suflet, vă pup, să rămână. Mulțumesc. Și mama mea, pe 18 august este ziua dânsei și vrea să vă audă. Îi spun la mulți ani din tot sufletul, mulțumesc frumos, să știți că ați fost în direct. Dacă domnul Leonard este de acord să ne lase și nouă numărul de telefon. Eu am insistat, dar dumneavoastră normal că nu mi l-ați dat, pentru că nu se poate fără acordul... Să știți că îl rog pe Leonard să vă dea numărul de telefon. Vă pup și vă iubesc. Vă mulțumesc. Mama este aici și plânge, și domnișoara, e o păpușă, și taraful. Vă mulțumim din suflet, vă pupăm. Sărut mâna. Vedeți, numai oameni minunați. Stați puțin că mai am un coleg, da, Adi Peptea, zi. Salut! Stați mă că e colegul nostru, șeful. Da, șeful. Zi-mă mai tare. Acum. Stai că s-a închis. Nu mai vorbesc cu nimeni. Gata. Am închis? Cum? Alo, bună seara. Bună seara, bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara, vă ascultăm. De la Craiova sunt. Bine ați venit. Cum vă numiți? Cole este numele meu, așa mă știe toată lumea. Frățior! Și am sunat să-l felicit pe Leuț, pe prietenul meu drag și scump, pe frățiorul meu de la București. Mulțumesc din suflet! Eu vă urmăresc cu mare drag. Să fiți sănătos și mă bucur că Leo are astfel de prieteni. Ești un om minunat și ești un om cu foarte, foarte mult bun simț. Să-ți dea Dumnezeu tot ce este mai bun. Să știi, Cole, că uite, Georgel deja știe, pentru că i-am vorbit atât de frumos despre tine și chiar îi spuneam zilele trecute că o să vin sâmbătă la Craiova. Așa că ne vedem. Abia te aștept. Da? Te salut cu mare drag și te îmbrățișez. Vă salut și eu și vă urmăresc cu mare drag. Te pupăm, hai, fii alături. Mulțumim, Cole, numai bine, să trăiești. Și pentru doamna Paula din orașul Pantelimon, multă sănătate. Vă pup, doamna Paula, și vă iubesc. Știu că m-ați sunat și dumneavoastră, dar acum, pentru toți telespectatorii, am pregătit un cântec frumos, un cântec de dragoste. Ascultați-l! Să-i dragostea cu două la mâna mea. Dacă una-i supărată, îmi fac drum la cealaltă. vrea să rămân tânăr așa, de oricine eu fi drag, toate voile îi fac. Și poți toate să mă țină minte și să le văd mulțumite. Cu ele când mă întâlnesc, toate îmi spun că mă iubesc. Mândrelor firea să fiți, că mereu mă îmbolnăviți. Eu la voi nu sunt dator, acum vreau să mă însor. Eu am fost un pui de lele și-am iubit orice muiere. Pe deget le-am învârtit, cu mare drag le-am iubit. Ajunge cât am umblat, acum m-am săturat. Vreau să fiu la casa mea, cu nevasta alăturea. Și pe zi ce trece mă uimește colegul meu Mihnea Sadoveci. Întotdeauna este îndrăgostit și iată că astăzi am aflat ceva special. Am aflat că Mihnea este îndrăgostit de cineva secret. N-am să vă spun. Am rămas uimit, Mihnea. Să știi că te bag în ședință. Avem dirigenție după emisie. Alo, bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara, vă ascultăm! Știe vă dragă. Marian Duțu-i numele meu. Domnul Marian, bună seara. Da. De la Orăștie vă dragă. Nu ne deranjați. Aș vrea, în primul rând, la mulți ani pentru Irinel. Mulțumesc din suflet. Așa. Alaltă ieri în șepte a fost ziua lui strănepoata mea. A, la mulți ani. Am împlinit 3 ani. Să vă trăiască. Și mâine e ziua mea. Aaa, la mulți ani, la mulți ani, cu sănătate, să trăiți. 72 de ani. Cât? 72. 72 de ani, la mulți ani, stimate domn. Să fiți sănătos. Mulțumesc, mulțumesc la fel și aș avea o sugestie, dacă nu-i cu supărare. Nu-i nimic cu supărare. Eu nu Teodorescu, cum hedit pe anul ăla. Da, o să-l aducem și pe Ionuț Tudorescu de la Ponoarele, de Mehedinți. Cântă foarte frumos și îl salut și eu. Chiar îmi place foarte mult. Are un repertoriu minunat acest om. Nu știu de ce nu mai promovați. Știți de ce? Haideți să vă spun eu. Ionuț ocupă o funcție specială acolo la el. N-am să vă spun eu ce funcție, că nu am permisiunea lui, și noi l-am tot invitat, dar că este acolo unde este, este mai greu să vină în emisiuni, dar încerc să-l convinc să vină mai des la noi, pentru că Ionuț este un prieten bun de-al meu, să știți. Așa, place și mie tare mult. Și felicitării postului pentru Giana de la Promovaci. Da, e un videoclip extraordinar. Da, și noi îl difuzăm mereu. Și peisajele, și fluierașii nemaipomeniți. Da, pentru că noi promovăm și cântecul frumos, cântecul de calitate, iar acest videoclip rulează foarte des la noi, la Etno TV. Vă mulțumim. Și mai des. Și mai des, cât putem noi de des, o să-l dăm. La maxim dau televizorul când merg. Da, vă mulțumim din suflet pentru intervenție, la mulți ani pentru ziua dumneavoastră, pentru că mâine este ziua dumneavoastră. Să fiți sănătos. Mulțumesc, mulțumesc la fel și o seară plăcută în continuare și tot ce e mai bun vă doresc. Numai bine, vă mulțumim frumos, stimate domn, la mulți ani și pentru nepoțica dumneavoastră. Dragi prieteni, să știți că toate cântecele din această seară care au mai rămas sunt cu dedicație specială și pentru inginerul de sunet Dan Burcă, pentru că și el iubește foarte, foarte mult muzica populară și are și el o dedicație specială pentru soția lui, pentru Mihaela, cu mesajul "Te iubesc, soția mea, cu suflet bun și curat". Și acest cântece care au mai rămas să fie și pentru fetele lui Dan Burcă. Avem aici, în desfășurătorul nostru, o piesă foarte frumoasă intitulată "Frumoasă-i tinerețea". O piesă interpretată de Leonard Doroftei. Dorofteiule! Dăm voie să-i transmit doamnei mămăiței sănătate multă, să-i dea Dumnezeu și să aibă tot ce e mai frumos de acum încolo alături de sufletul dumnei. Numai bine pentru toți telespectatorii. Vârsta, în primul rând. Da, o doamnă cu o vârstă respectabilă care urmărește programele televiziunii noastre. Felicitări. Te rog să mergi la... Cu mare drag vreau să spun că acest cântec mi-aparține, este din repertoriul meu și îl cânt cu mare drag pentru toți cei tineri. Să ne bucurăm de tinerețe. Pentru toată lumea. Tinerii, mai puțini tineri. Sunt convins că acest cântec reușește să ajungă la sufletele tuturor. Doamnelor și domnilor, frumoasă-i tinerețea cu Leonard Petcu și taraful Victor Florea. Muzică de calitate ascultați aici la Rămășagul nostru pe folclor. Aduce ea, mă, dragoste și nepăsare, uai, teamă, nu te doare. Întorci viața cum dorești și faci numai ce poftești, mă. Că așa e la tinerețe, totul are frumusețe. Îți faci numai ce poftești și întorci viața cum dorești, mă. Așa e la tinerețe, totul are frumusețe. Hai, da, mă! Bine, bine, sus! Ești tânăr, n-ai habar de banii din buzunar. Alergi ca un fluturaș și la sat și la oraș, mă. Prinzi o lume din privire, nu mai poți de fericire. Ții tinerețea în brață și nu ți-e teamă de viață. Prinzi o lume din privire, nu mai poți de fericire. Ții tinerețea în brață și nu ți-e teamă de viață. Cum știe mai bine și îți umple inima cu tot ce dorește ea, mă. Dragoste și dor ascuns, pe urmă te pui pe plâns, mă. Că te lasă și se duce, atunci când e mai dulce. Tinerețe dulce, dulce, bine-ar fi de nu te duce. Dar ne păcălești și pleci, nu te mai întorci în veci, măi. Bravo! Dragii mei prieteni, trebuie să vă spun că ediția din această seară a emisiunii noastre se apropie cu pași repezi de final. Mulțumesc, Bianca, mulțumesc, Leo. Cu toată dragostea, mulțumesc din suflet și ori de câte ori am ocazia la voi aici, o spun că mă simt ca la mine acasă. Mulțumim foarte mult și ne-a simțit într-adevăr ca într-o familie. Păi suntem o familie, eu așa consider că de fiecare dată când ne întâlnim suntem o familie și așa să fim mulți ani de acum înainte pentru publicul de acasă. Să dea Dumnezeu și salutăm toți telespectatorii postului Etno TV și toți admiratorii noștri. Îi salutăm pe toți telespectatorii și le mulțumim pentru că urmăresc programele televiziunii noastre. Mulțumesc, maestre, mulțumesc, băieți! Și noi mulțumim frumos și ne vedem curând. Să ne vedem cu bine, dragi telespectatori, eu sunt Georgel Nucă, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă dau întâlnire mâine seară de la orele 20. Livia Argintaru va fi înconjurată de prietenii ei dragi și mâine seară avem surprize pentru dumneavoastră. Mulțumesc colegilor din regia de emisie, le mulțumesc colegilor din platoul de filmare, încă o dată mulțumim tarafului și la final ne cântă taraful Victor Florea. O seară bună!